Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade! Un moment foarte interesant, un sfârșit de an care vine cu foarte, foarte multă învățătură pentru noi toți. Ne pregătim să facem acest bilanț important, să înțelegem exact cum funcționăm, să vedem cum intrăm în noul an, un an care ne așteaptă cu foarte multe elemente cheie și care este strâns legat, așa cum am vorbit deja, de 2023 și de 2025. Practic ne aflăm într-un carusel, un carusel care ne vorbește despre modul în care putem să aranjăm lucrurile astfel încât să se întâmple ceea ce trebuie să se întâmple. Să facem în așa fel încât să înțelegem din ce zonă venim și ce s-a întâmplat în acea zonă. Un moment în care apar foarte multe sincronicități, exact așa cum am mai discutat, perioada are o simbolistică aparte, există foarte multe elemente cheie, există foarte multe mesaje din partea Universului și există și foarte multă forță în ceea ce privește înțelegerea lucrurilor cu care ne-am confruntat în 2023. Pentru multă lume, 2023 a fost un an dificil, un an care ne-a pus pe gânduri și un an care ne-a pus poate la grea încercare, pentru că așa a fost natura configurației astrale. Acum, sigur că da, simțim pe undeva că lucrurile au rămas într-un standby că lucrurile sunt pe undeva încă într-o formulă în care trebuie să ne dăm seama ce se întâmplă, de ce se întâmplă și cum se întâmplă. Moment în care trebuie să înțelegem cu adevărat cine suntem, de ce suntem într-un anumit context și, evident, cam cum i-ar plăcea Universului să acționăm pentru a fi cu adevărat apreciați de elementele divine. Cu alte cuvinte, acest sfârșit de an ne pune pe gânduri, cu alte cuvinte trebuie să înțelegem exact situația în care ne aflăm. Astăzi vom discuta despre perspectiva uh, ce urmează pentru fiecare dintre noi, pentru că uh, noul an, sigur că da, vine cu surprize plăcute, mai ales pentru cei care au înțeles uh, aceste lucruri, uh, și ne mai uh, rezervă încă câteva luni din 2024 pentru cei care încă nu și-au terminat lecțiile, cum se spune, pentru a ne da seama de ce suntem într-un anumit uh, context. Alături de noi, în plato, astăzi se află Ingrid Baciu. Bună ziua, Ingrid, și bine ai revenit. Bine v-am regăsit, bună ziua. Cu mare drag. Uh, vorbeam, Ingrid, uh, și data trecută despre faptul că este extraordinar de, este foarte important să înțelegem de ce ne aflăm într-un anumit context și cine ne-a pus în acest context uh, momente în care fiecare ar trebui să știe exact zonele în care s-a apăsat un buton, exact zonele în care lucrurile sunt precum o bombă cu ceas, să știm de asemenea și zonele în care suntem precum peștele în apă și să știm și zonele în care încă ni se mai permite să ne facem că nu înțelegem, dar și zonele în care nu ni se mai permite absolut deloc să ne facem că nu înțelegem. Iată de ce este atât de important să nu primim acest sfârșit de an uh, prea uh, indiferenți și prea ignoranți. Cum vezi tu lucrurile, Ingrid? 2023 a fost un an vrând nevrând care trebuia dedicat spiritualității acest lucru a reșit, iată, din, de atâtea ori am discutat la emisiuni ai văzut, n-a fost săptămână n-a fost săptămână să nu existe un aspect astral duceți-vă către spiritualitate, nu se mai poate doar așa, doar așa cine a ascultat cu atenție a, a remarcat acest lucru deci indiferent de nativul oricărei zodii Light motivul săptămânii a fost dute către spiritualitate. Nu se mai poate așa. Vedeam, iartă-mă, poate să par o paranteză, vedeam dimineața o retrospectivă pe unul dintre posturile de televiziune dedicat știrilor, atât la noi cât și în străinătate, a anului 2023. Doamne, doamne, câtă cât încheierea unor cicluri. Cu tremurul din Turcia, atâtea nenorocire, atât la... Deci, oamenii trebuie să înțeleagă un lucru. Ceea ce omul nu duce către împlinire, ceea ce omul nu înțelege, să respecte și să ia în calcul și să îi dea o amprentă, un impuls specific spiritualității, orice faci, în timpurile, în vremea în, vremea în care trăim, Trebuie să pui pe primul loc spiritualitatea. Dacă nu faci asta, rămâi fără, știu și eu, nici nu vreau să amintesc de ceapă ce s-a întâmplat la celebru caz mai nou cu incendiul. Da, nici nu vreau să. Doamne, o să rămâi într-o într într clipă fără. Fără tot. Fără ceea ce ai absolutizat. Fără ceea ce ai pus deasupra lui Dumnezeu. Adică, prin comportamentul tău, ai pus întotdeauna pe locul 2 și oricare alt loc ar urma după acesta, pe Dumnezeu. Exemplu. O mamă află că fiul ei a făcut, a comis ceva, orice, avându droguri, a îl apără, îl ascunde, nu nu, nu, nu face nimic să determine ca el să fie oprit. L-ai pus pe copilul tău deasupra lui Dumnezeu, a binelui și a adevărului. Deci nu mai merge nimic. Nu se mai poate. Nu mai merge și nu vine un an. Noi nu intrăm într-un an în care lucrurile să se așeze sau să se liniștească. Din potrivă, intrăm într-un an energetic vorbind, intrăm într-un an în care, cum să spun, a început aparent în 2023 ceva, iar în 2024, care e și sub semn de foc, Uh, lucrurile se pot încheia prin conflicte teribile, prin uh, lucruri radicale. Nici nu mai ai timp să reacționezi. Anul ăsta poate ți s-a mai dat timp, poate ai mai fost lăsat să crezi că sunt zone în care nu trebuie să fii un termen folosit de tine rândul trecut și într-adevăr într-adevăr specific în spiritualitate unde nu ești... Ai fost lăsat să crezi că nu contează dacă nu ești impecabil într-o zonă a vieții tale. Îți da. aduce aminte, discutam și săptămâna trecută. Nu mai merge. 2024 taie din rădăcină taie din rădăcină și foarte multe lucruri vor fi, dacă în 2023 a mai fost, ți s-a dat de înțeles, ți s-au pus niște frâne din punct de vedere astral, ai fost lăsat să piși pe gânduri, ți s-a dat cumva șansa să lupți, să ieși dintr-o zonă în care părea că pierzi totul, ți s-a mai dat timp de gândire, ți s-a mai dat timp de, să faci tu alegerea, nu să ți se impună. În 2024 ți se va la pur și simplu. Iar unii au început să aibă semne chiar Acum, pe final de an, am început să. E suficient să ne uităm, ne așa, la știri, să vedem ce se întâmplă. Tragedii de egregor, conștiințe, da? Un egregor ce este o, 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 un cumul de conștiințe, o familie este da. un cumul de conștiințe, da? Tragedii pe egregor, nu mai este doar pe individ. Tragedii pe egregor, familie, neam, țară și așa mai departe. Se ia în bloc foarte da? interesant este, Ingrid, să vorbim puțin și despre acest aspect. O anumită analiză pe care trebuie să o facem la acest sfârșit da. de an, oricât de puțin timp am avea și pentru acest bilanț, pentru că sigur sunt atâtea alte preocupări, să ne gândim dacă ne-am raportat corect la anumite aspecte ale vieții, pentru că cu siguranță există și situații în care poate nu ne-am raportat corect la ceilalți. Poate pe undeva am greșit, poate sunt anumite situații în care ar trebui să ne gândim cum puteam face lucrurile mai bine. Sunt mai multe tipuri de energii care baletează, zic eu balează, baletează în jurul nostru la acest sfârșit de ani în sensul că sunt acele situații predestinat karmice cu care nu te poți lupta, ele da. sunt pe undeva, uh, nu lasă loc de uh, a riposta, pentru că ceea ce este karmic este ca un precum un dat. Dacă la naștere ție ți-e dat să ai un anumit fir al vieții și la vârsta de trebuie să pleci, nu prea ai ce să faci sau dacă ți-e dat un anumit tip de destin. Dar sunt și acele situații în care nu vorbim despre nimic implacabil pe care tu le poți crea, pentru că și astrograma, am mai spus, astrograma arată cum ai fost tu până în momentul nașterii, da, dar da. karma ta în viața Asta aceasta este. nu se vede în astrograma, pentru că nu se știa la naștere ce alegeri vei face tu pe parcursul acestei vieți. Nu ai idee cât mă bucur că menționezi acest lucru. Foarte mulți oameni înțeleg că ei nu mai au nimic de schimbat, e scris în stele. În harta natală, da. uite, ce să mai schimb? Nu! Sunt nici o formă, îți arată cum ai venit cine ești ca suflet. Da? Este ca și, cum ai nega, ca și cum ai nega, ce a făcut Hristos, dacă îmi spui că este orice ți s-ar spune, orice profeție, nu mai poți schimba. Dar de ce a venit Hristos? A venit să te învețe să schimbi. Orice ai trăi în viața asta, orice ți s-ar întâmpla, ce trebuie să faci? Da? Ce trebuie să faci? Să pui spiritualul mai presus de orice materialitate? Iartă-mă, continuă. Ce intenții greșite au avut viza față de o anumită situație? De multe ori, apropo că suntem atât de preocupați de blesteme, de ceea ce ne fac oamenii de, de ochi, de uh, faptul că cineva a pus ochii pe noi și așa mai departe, dar de foarte multe ori uh, și de cele mai multe ori uh, singuri ne algoritmăm sau singuri uh, creăm tot felul, uh, se creează tot felul de circunstanțe da. în jurul nostru. Uh, Într-adevăr, uh, asta e ca și cu fumatul sau ca un regim așa cum mai un regim de viață nepotrivit. Nu te gândești uh, bun, pentru că nu se întâmplă nimic pe moment dacă nu dormi o noapte sau 10 nopți, dar dacă ai vedea ce se poate întâmpla în timp, ai fi mult mai uh, atent, așa și cu greșelile și cu intențiile eronate. Nu ne gândim pentru că pe moment nu se vede nimic, dar dacă ai ști... Chiar dacă uneori destinul uh, uh, joacă o carte foarte ascunsă în sensul că îți dă totul la un moment dat, într-o anumită viață poți să ai totul, totul, și frumusețe, și bogăție, și faimă, și tot ce vrei tu, dar tu nu te gândești că nu te rezum doar la existența aceeași. În funcție de, de cum joci cartea respectivă, tu te poți condamna. Pentru celelalte vieți. Deci, bine ar fi și în circunstanțele de viață în care avem tot ce vrem noi să fim atenți și la ceilalți. De exemplu, puțină lume știe faptul că foarte penalizat este uh, să nu te uiți și la ceilalți. Să fii atât de preocupat de propriul tău destin încât să nu-i simți și celuilalt durere. Da. Uh, sunt foarte multe situații în care oamenii devin extraordinar de centrați pe ei. O greșeală, de exemplu, care foarte rar este văzută. Centrarea pe propria persoană, centrarea pe propriul destin, pe propriile nereguli. Și în acel moment, sigur, nu mai ești un spirit, așa cum este plăcul lui Dumnezeu, care este preocupat și de problemele celorlalți și așa mai departe. Deci, ce trebuie să mai facem la acest sfârșit de an? Să analizăm felul nostru de a fi în raport cu ceilalți. Să vedem, poate am greșit cuiva, poate nu am luat decizia corect într-o anumită ipostază. Poate nu ne-am implicat suficient într-o situație în care uh, întotdeauna în care puteam să ne implicăm, să ne gândim dacă, totuși am dacă tot am interacționat cu cineva, oare nu puteam să fac ceva pentru persoana respectivă, poate un, în funcție de ceea ce știi tu să faci. Corect. Poate puteai să ajuți, poate puteai să te implici, put, puteai să îți pui cunoașterea sau dacă, de exemplu, este o persoană care are o bunătate sau are, uh, nu știu, a înțeles ce înseamnă să mergi la biserică. Poate poți să ajuți oameni care nu au înțeles încă cât de important este să mergi la biserică, că degeaba tu te duci pentru tine, este foarte frumos, dar poate poți să-i ajuți și pe alții. Pentru că de multe ori se confundă lucrurile. Este <coughs> cea mai frumoasă rugăciune este să-i ajuți și pe semenii tăi să înțeleagă lucruri pe care tu le-ai înțeles. Absolut, sigur că da. Și atunci, că... sfârșitul acesta de an ne invită la acest tip de analiză. La acest tip de înțelepciune în care trebuie să ieșim puțin din matca noastră, urmează totuși o perioadă a umanitarismului cu Pluton vărsător, să nu uităm faptul că peste foarte puțin timp, în câteva zile, va intra Pluton în semnul vărsătorului pentru două decenii până în 2043. Intrăm într-o epocă a altruismului. Și, practic, nu vom mai putea să funcționăm fără a fi altruiști. Spre exemplu, dacă cineva are o suferință, are o supărare, încearcă să-i rezolvi, chiar și puțin, câteodată nici nu aveți idee, nu aveți idee cât de mult contează o vorbă bună. Da. Pe care o spui unui om într-un impas. Pentru că unii spun, nu pot să fac acte de caritate pentru că nu am bani. Nu pot, să fac, nu pot să dau sfaturi că nu sunt psiholog, psihoterapeut sau terapeut sau astrolog sau psiholog. Nu pot să fac pentru că nu. Am timp. Nu există așa ceva. Oricând poți să faci ceva pentru ceilalți. Oricând poți să ai o vorbă bună, chiar dacă nu ești psiholog, chiar dacă nu ești medic, chiar dacă nu ești preot. Nu se poate să nu interacționezi cu o persoană care are o problemă sau care are o supărare. Este foarte greu, într-adevăr, să te implici, să preiei problemele cuiva, să ajuți pe cineva, să aduci zâmbetul pe buze cuiva care are o supărare. Um... Sunt foarte importante și lucrurile acestea sunt mult mai importante decât previziunile propriu-zise. Uh, pentru că oricât de mult ne-ar plăcea să știm ceea ce ni se întâmplă, cu toții avem această curiozitate despre ceea ce ne rezervă viitorul și eu am. Este ceva uman, este ceva firesc. Dar uh, este mult mai important să înțelegem și aici am să te rog să uh, ne explici puțin, este mult mai important să înțelegem algoritmul după care funcționează Universul. Pentru că în acel moment tu știi exact ce să faci, ce să nu faci, cum greșești, cum să nu greșești. Vei ști să citești semnele și singur universul are o simbolistică extraordinară, fantastică. Deci când cu mintea nu gândești, îți trimite un simbol și în urma acelui simbol tu poți să-ți înțelegi și să descifrezi niște lucruri uimitoare. Pentru cine? Sigur că da, are înțelegere pentru așa ceva. Um. Atunci când o planetă ar putea avea sau a avut vreodată o disfuncționalitate, n-a așteptat să fie ajutată de altă planetă sau altă galaxie. Uh -huh. Trăim într-o epocă în care responsabilitatea este externalizată. Da? Nu dau sfaturi. Da. Că nu sunt medic, nu sunt... n a spus -a să dai sfaturi. Dă un indiciu, Vină cu o idee. Oamenii fug de orice formă de responsabilitate pentru că uh, această epocă a mercantilismului această epocă a consumismului, ce a însemnat externalizare. Ființa, firea omenească s-a orientat către exterior. Această epocă de consumism ce a adus? Ce a adus? Consumă de ce? De ce să consumi? Să consumi pentru ca tu să-ți îmbraci firea, ființa, în ceva care să, la fel adresat exteriorului, să atragă să atragă alte ființe către tine. Ce a pierdut omul? Ce a pierdut omul ca esențialitate? Înțelesul următorului lucru, Alina, mi-e groază că dacă... Acum, cu vremurile pe care le trăim, știi, după cutremurile din Turcia au tot apărut imagini pe internet, există profeții în Biblie care spun că în acele vremuri se vor întoarce niște profeți, unii dintre profeți, da? Se vor întoarce pe Pământ și au fost filmate, au fost observate ființe care arată, au aspect biblic, plimbându-se când... Printr-o zonă unde avem un alt război. Da. Da? Și inclusiv Turcia și în, în Ierusalim. Întrebarea era sau au reîntors vechii profeți, sau au reîntors, umblă printre noi cu toia, cu îmbrăcămintea de acum 2000 de ani. Mi-este groază la gândul că mari, mari uh, înainte-mergători și nu doar ai lui Hristos, acum revenim pe Pământ, iar băga nimeni în seamă. Aceasta este meteahna teribilă a acestui secol, după cum spunea și Dalai Lama. Teribilă meteahna acestui, acestui vec este că oamenii iubesc lucrurile și nu ființele. Ce trebuie omul să, 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 să înțeleagă, să se reorienteze către fire, către viață, către suflet, către creație, către inima aia care bate în piept către emoția pe care nu trebuie să o omori, către sentimentul pe care nu trebuie să-l înlături. Știi de câte ori mi s-a întâmplat să aud de-a lungul anilor de la oameni de la care nu te așteptai, dar de ce să-l pe cu tăi? Tu spui prost să-l intervii. Alina, frust cum ai auzit. Frust. Oameni care refuză să intervină în situații de viață ale altora. Să ajute, să pună umărul. A dărui în acest final de civilizație este perceput ca un act de inconsistență de, de, de inadecvare la propriu de prostie. Pentru că ce să vezi? De ce să dăruiești? Ce vei primi în schimb? Cam așa se pune problema. Da? A dărui înseamnă punct a dărui oricum ești răsplătit. Pentru că, repet, ce nu vezi te vede, ce nu știi te știe. Dăruind la propriu vei primi primești haruri, poți primi vindecări instantanee, multe alte lucruri nu orice răsplată trebuie să fie de natură fizică, adresată materialului. Când omul va ieși din starea de scindare psihoafectivă și va înțelege că dăruiești ceva fizic, dar poți să primești ceva, celula stem, energie din care tu să-ți faci materialitatea dorită apoi, știi? Energia aia vitală. Da. Un om poate dărui un om bogat o casă altui om. Și o să primească la un moment dat ceva care da. să-i dea de 100 de ori înapoi ce a dăruit. Omul așteaptă în oglindă ce a dăruit să vină cam, cam la fel ca răsplată. Ce aș vrea să te rog, Ingrid, să vorbim puțin astăzi, înainte de a începe să discutăm despre fiecare zodie în parte, despre mecanismul de funcționare al zodiilor. Pentru că tot timpul vor fi planete în diferite zodii. Da, Avem aceste planete, ele se găsesc în diferite... Semne zodiacale, acum spre exemplu, Soarele și Pluto sunt în Capricorn, Mercur și Marte în Săgetător și așa mai departe, și Venus, Saturn și Neptun în Pești, bun. Dar noi, dincolo de orice formă de previziune versus ghicit, cum ar spune se spune în popor, noi trebuie să înțelegem mecanismul de funcționare al zodilor. Și atunci, dacă vom înțelege cum se manifestă aceste planete în zodii și la ce ne predispun ele, adică care este mecanismul, spre exemplu, al lui Jupiter și al lui Uranus acum în semnul Taurului? Mecanismul de funcționare a lui Venus, ce aspecte primește Venus și cu cine, sigur că ele trebuie suprapuse peste tema natală, pentru că pentru fiecare nativ ele da. ocupă o anumită casă și ele fac alte aspecte cu planetele noastre din naștere. Spre exemplu, pentru tine, poate acum Pluto, care se găsește pe ultimul grad în semnul Capricornului, face aspecte benefice cu planetele tale din naștere. Poate pentru mine nu face aspecte benefice și atunci, da. evident că nu este suficient să-i spui unei persoane, este Pluto la final de Capricorn și înseamnă ceva. Da. Pentru că depinde cum se suprapune acest Pluto pe final de Capricorn în tema ta natală. Poate să facă aspecte pozitive cu planetele tale din naștere sau poate să fie foarte agresat și să agreseze planetele tale din naștere. Și atunci este cu totul altceva cum îl percep tu și cum îl percep eu. Plus că de asemenea contează foarte mult cum îl ai tu din naștere aspectat. Pentru că acum dacă, spre exemplu, Pluto este o planetă, după părerea mea, destul de uh, delicată prin poziția ei în zodie, nu neapărat pentru că aspectele sunt bune, face un sextil Superbă Pluto cu, cu Neptun și cu Venus astăzi. Este un moment al reîntâlnirilor karmice. Zilele acestea trebuie chiar să fim atenți, este foarte interesant să fim atenți să vedem ce întâlniri avem, pentru că sunt întâlniri de mare predestinare zilele acestea. Deci, iată, Trebuie să ne uităm la foarte multe aspecte pentru a înțelege complexitatea unei astrograme. Și dacă înțelegem, noi vom discuta acum despre modul de funcționare al zodilor în momentul de față. Ce trebuie noi, de exemplu, să înțelegem din faptul că astăzi, spre exemplu, Soarele se găsește în semnul Capricornului, în primul decan, și este destul de bine, adică este foarte bine aspectat cu Saturn și este foarte bine aspectat și cu Jupiter. Nu este puțin lucru să avem Soarele ca simbol al vieții, al energiei, bine aspectat și cu marele benefic și cu marele malefic. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că putem să ne folosim energia foarte constructiv și pentru a ne organiza, să nu uităm faptul că Saturn reprezintă organizarea. De exemplu, o persoană care din naștere are Saturn prost aspectat, este o persoană care de multe ori în viață alege să se lamenteze, să se văicărească, să se sperie de provocări, mai mult se sperie în timp ce altcineva cu Saturn perfect aspectat și rezolva problema. Și atunci este mare lucru să avem un Saturn bine aspectat, cum este acum Saturn pe cer în acest moment, pentru că este un moment propice să rezolvăm lucrurile. Nu trebuie să ne lamentăm, nu trebuie să ne văicărim, nu trebuie să ne gândim să fim prăpăstioși. Este foarte important să uh, fim activi uh, și să ne gândim într-adevăr cum putem să rezolvăm ceea ce avem de rezolvat. Propunerea mea este ca la acest sfârșit de an să facem un bilanț și să înțelegem în ce domeniu am fost cel mai enervat pe parcursul acestui an? Ce m-a enervat cel mai mult? Pe mine m-a enervat cel mai mult faptul că, nu știu, nu am câștigat bine sau nu am fost fericit în dragoste sau nu am reușit să mă organizez, să am casa așa cum îmi doresc. Sau nu am avut prietenii pe care mi-i doresc. Și atunci, în domeniul în care tu vei constata că ai fost cel mai nefericit, asta chiar cred că este imposibil să nu ne dăm seama unde am fost nefericiți, ar fi chiar culme. Deci cred că toată lumea își dă seama unde a fost a înregistrat cel mai mare deficit și care a fost nemulțumirea de bază uh, pe parcursul acestui an, lui 2023. Ca atare, zona în care noi constatăm că am fost cei mai nemulțumiți și cel mai mult ne-am supărat și ne-am tulburat, trebuie să devină obligatoriu uh, prioritate în ideea separării esențialului de neesențial și să începem să lucrăm ca și cum am scrie o carte. Nu înțeleg de ce este atât de greu mai ușor este să spui unui om scrie o carte, că fiecare găsește ceva despre care să scrie sau un articol sau ceva pe net. E atât de ușor să scrie lumea. Și atât de greu este să facem acest bine, să în domeniul ăsta eu am fost foarte necăjit în 2023. Și eu vreau să-mi rezolv problema asta. Și vreau să consacru câteva zile, acum că e vacanță, este vacanță. Și să rezolv problema asta, să văd cum pot, pot să înaintez măcar un pas, doi pași. Pentru că ce înseamnă neesențial? Neesențial poate să însemne și locul de muncă la o adică dacă acolo tu ai numai realizări, dar în plan personal ai numai situații de stres sau de supărare sau de nemulțumire și nefericire. Pentru că tu nu poți să intri în 2024 cu domenii în care ți-a mers extraordinar și cu un asta domeniu. Nu tras măcar o concluzie. Reamint... Tu cum vezi această separare esențialului de neesențial? Reamintesc faptul că trăim într-o cultură a resentimentului. <laughs> Ființa umană, în mod special și voi voi, voi preciza acest lucru, este specific uh, acestei zone de lume unde s-a trecut mult prea brusc dintr-o uh, dintr-o zonă de existență, dictatură, într-o libertate deloc înțeleasă. Nu s-a făcut o tranziție prin cultură, prin, da? Fiecare a făcut ce a vrut. Și această cultură a resentimentului a hrănit în continuare acele programe, acele paternuri individuale de neam, sociale, în care uh, tu, 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 spui de ce nu stă omul față în față cu el, Pe de nimeni nu-i devine cu nimic, tu nu știi? Sunt astrele, e neamul, e vreun blestem, ne-a făcut cineva ceva. Serios? Bun, și dacă ți-a făcut, de ce nu rezolvi situația? Revenim după publicitate să vorbim da? puțin despre. Vreau să insistăm, da, vreau să insistăm pe. Am revenit, Ingrid, vorbeam despre puterea pe care are, o are această perioadă, care identifică lucrurile esențiale și le separă de cele neesențiale, trebuie să înțelegem cât de important este să facem acest bilanț și cât de important este să înțelegem, repet, cum funcționează planetele în zodii, cum funcționează simbolurile acestea, cum funcționează un destin. Există persoane care, dacă vor ține cont de semnificația și simbolistica astrogramei, își vor corecta destinele și vor avea o, um, un drum foarte frumos și foarte armonios în 2024-2025, pentru că sunt ani foarte dure ani cu Saturn în semnul uh, peștilor. Cineva mi-a reproșat oarecum pe Facebook faptul că nu vorbim foarte uh, cu sfaturi foarte concrete și, mă rog, și ar fi dorit uh, zona de concret să fie mai. Uh, Prezentă. Uh, în primul rând, unu, nu există sfaturi concrete pe această astrologie generală de da, acest horoscop. Nu, nu se poate da sfaturi concrete pentru că este imposibil să vă imaginați că populația lumii se împarte doar în 12. În categorii, 12, categorii, 12, categorii, 12 categorii. Berbeci, tauri, gemeni, raci, lei, fecioare și așa mai departe. Nu se poate așa ceva. Există raci care astăzi se căstoresc, raci care astăzi divorțează sau pești care astăzi uh, află o veste proastă, pești care află o veste bună și așa mai departe. Deci nu putem să împărțim așa, nu, nu se poate, nu există așa ceva. Uh, pentru simplul motiv că noi pe lângă acest soare care determină zodia în care ne-am născut, mai avem încă nouă planete, avem o groază de puncte, de intersecții, de stele fixe, de puncte arabice, da, de puncte da. medii, de simboluri și așa mai departe, care diferențiază o astrogramă de altă. Că putem da niște sfaturi generale care sunt corecte, este adevărat dar nu sunt atât de uh, complete, sigur că da. Uh, deci, ca și cum am spune că Este relativă treaba asta cu concretul Noi spunem niște lucruri într-adevăr Și pe undeva sufletul se hrănește cu aceste sfaturi Și de multe ori se potrivesc lucrurile Dar mult mai important este, repet, să înțelegem cum funcționează o astrogramă a zilei De exemplu, să înțelegem faptul că în această perioadă Acest atunci și Neptun în pești spun în felul următor Fiți corecți, fiți cinstiți, Uh, nu simulați, uh, ascultați ceea ce vi se întâmplă. Ți se întâmplă să fii rănit în mod repetat de către cineva. Sau ești într-o situație în care este clar că te-a aruncat destinul. Nu ai cum să știi, este clar că este karmică. Că anumite persoane întreabă cum îmi dau seama că e o situație karmică. Păi îți dai seama că dacă este karmic, nu poți să ieși din ea. Orice ai face, nu poți să ieși. Orice ai face, este mai rău dacă ești decât dacă stai în ea. Dar și dacă stai în ea, este rău. Atunci e karmic sau dacă ceva tot te trage înapoi. Dar acest saturn în pești vine cu provocări foarte dificile pentru suflet, pentru că ni se testează puterea de um, aderare la Divin în această perioadă. Fiecare are crucea lui de dus, fiecare are trauma lui, fiecare are lucrurile lui, unii au lucruri despre care nu pot vorbi, unii au um, apăsări grele. Și așa mai departe, și atunci, în acest context în care este atât de greu să uh, îți găsești liniștea, este foarte important să înțelegem câteva aspecte legate de Univers, și anume faptul că dacă Dumnezeu, dacă Universul ne ia ceva, pune altceva în loc, întotdeauna. Întotdeauna Asta este și principiul pe care funcționează Pluto, Pasărea Fenix, care spune cenușă, da. te duci undeva, poți să te duci chiar și în iad. Da, figurat, sigur că da. Să treci prin chinurile iadului, cum este expresia, după aceea renaști și înțelegi totul și scap de un viciu, scap de o slăbiciune, scap de o sensibilitate, scap de un ceva pentru că tu ai fost în iad. Sau poți să bai niște trăiri atât de puternice încât să devii tu la rândul tău un om foarte puternic în această perioadă și să te regăsești într-o variantă în care nici nu ai fi bănuit cât de ce în tine, cum se spune, ce puternic poți să fii. Și așa mai departe. Deci perioada vine pentru fiecare cu o propunere unicat. Nu vom fi la fel. Unii, de exemplu, prin zmerenie înțeleg ceva, alții printr-o boală, alții printr-o pierdere, alții pur și simplu ajutându-i pe ceilalți înțeleg cât de util se pot face universul. Fiecare trebuie să înțeleagă care este. Eu, spre exemplu, Putem să facem o comparație, acest sfârșit de an în care noi chiar dacă nu vedem, de exemplu dacă ai un copil și l-ai dat la școală, el dă niște teste, lucrări de control la emoții pentru copilul tău și așa mai departe. Uh, uh, toți suntem puși uh, acum, uh, toți avem o foaie de hârtie pe masă și ni se dă un test. La fiecare testul are alte, uh, uh, da. alte uh, etape, are alte uh, zone pe care trebuie să le rezolvăm. Alte puncte și subpuncte noi trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem de înțeles, pe zona care ne tulbură, spuneam cel mai mult, pentru că acolo trebuie să dăm niște răspunsuri. Tot primesc mesaje să aveți timp pentru zodi, o să avem timp și pentru zodi. Dar înainte de orice zodie, dacă nu înțelegem cum funcționează universul, dacă nu înțelegem ce trebuie să facem, bun, eu spun astăzi că la Berbec să spune mâine poți să-ți cumperi 10 case și o să întâlnești iubirea vieții și, nu știu, să fii atent că un prieten cu nu știu ce literă, nu știu ce a pățit. Bun. Ești mulțumit pe moment că sunt niște sfaturi concrete. Da, este adevărat și poate chiar îți sunt de folos. Dar nu este mult mai frumos să înțelegi tu cum funcționezi și să nici nu mai ai nevoie de sfaturile acestea pentru că tu deja știi care sunt punctele tale slabe, știi care sunt punctele tale forte, știi cum funcționează universul și pe undeva nici nu mai contează atât de mult ce ți se întâmplă concret pentru că tu știi care sunt principiile de funcționare a universului și cum să nu mai greșești și cum să nu-ți faci karmă și cum să te faci util și cum să primești tot timpul numai recompense. Nu știu, eu așa gândesc că este. Corect. Am înțeles următorul lucru din astrologie de-a lungul anilor. Ceea ce te învață astrele este să nu fii niciodată omul timpului tău. În evul mediu ne îmbrăcam, ne comportam cumva. În antichitate. În preistorie. Astfel te învață să nu fii omul timpului tău. Astfel te învață să fii adecvat, conectat la legi, pentru că esențialmente suntem ființe atemporale, nu ne putem conecta într-o epocă și să depindem de ea. Știi că o dependențele nu se fac doar de persoane și obiceiuri, este și o codependență cu civilizația în care trăiești. Cine nu s-a drogat? Cine n-a fost obsedat de fashion și de tot ce a adus consumismul Omul care n-a aparținut timpului său, ci a aparținut adevărului. A aparținut adevărului. De ce îmi trebuie mie să mă îmbrac de la nu știu ce firmă sau să fac nu știu ce lucruri sau să am nu știu ce nu știu, atitudini, vestimentație, glosii și tot ce fac? Stai. stai, stai, stai așa. Știu cine sunt, da. Îmi trebuie lucrul la? Nu. Bun. Ce am de făcut? Deci totul înseamnă reducere la esențe. Ce ne învață astrele? Repet, să nu fii omul timpului tău, să fii un suflet adecvat și conectat la adevărata energie a vieții. Spuneai că poți să anunți la o zodie că omul și-a întâlnit iubirea vieții, dar oare viața iubirii a întâlnit-o? Întâlnești iubirea vieții, dar o vei distruge pentru că n-ai întâlnit viața iubirii. Ce nu poartă ființa umană actualmente cu sine în, în viața de zi cu zi în acest cotidian sfâșietor prin ignoranța lui, sfâșietor de destine, de iubiri, de prietenii, de mari proiecte, nu poartă această viață a iubirii. Cu ce începe, domne, iubirea? Cu iubirea de adevăr. Astrele te învață să te conectezi la adevăr, nu la epocă, nu la temporalitate, nu la... Adevărul este că există o instanță supremă, există o instanță superioară care a generat și întreține orice formă de viață din univers și multivers nu te conecta, nu te bloca în valorile timpului tău. Există, fi, să nu depinzi de nimic din ceea ce este trecător, cum spunea Hristos, nu așa? Că tot ce e aici va fi mâncat de rugină. Și totul, tot ceea ce se vede, intră în disoluție la un moment dat. Atunci eu pentru ce trăiesc? de fapt, ce o să duc cu mine și ce duc în fiecare zi a vieții cu mine și după aceea? Eu, de fapt, ce duc cu mine pururea și pretutindeni? Esențialitatea. Astrele îți aduc mereu aminte că adevărata ființă este invizibilă, este de natură spirituală, nu permite egoului uman să îngenuncheze egoul divin, euul divin, fi mereu conectat la esența vieții, legile de care vorbei. practic asta ți arată și evidențiază, există legi supreme există legi care prevalează asupra legii umane. Pentru că ce să vezi? Scrie tot în Sfintele Scripturi că înțelepciunea omului e nebunie pentru Dumnezeu. Astfel îți aduc în, permanent, în permanență aminte de această nebunie, de această demență. Da? Și te invită, te invită în acest dans al vieții. Să-ți aduci mereu aminte că trebuie să pui spiritualul mai presus de material. Da? Fiecare zodie, ce are de învățat, restul sunt doar pretexte pentru existență. Că mâine vei avea, vei primi, ți se va lua, toate fac parte dintr-un proces pentru ca tu să te trezești. Pentru ca tu să te trezești. Ce reprezintă fiecare zodie? Cum frumos ai spus și atât de adevărat la început, domne, ce ți arată o astrogramă? Cum ai venit? Cine ești? Ce ai să, de făcut? Ce nu trebuie să mai faci? Da? Mie îmi place să-i spun că este un certificat de naștere astral. Da, da, da. Îți arată când te-ai născut ca, 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 ca suflet, ca spirit, ai luat trup, ai luat vehicul în această lume, cu ce datele probleme ai venit? Hmm. Hmm. Și dacă rămâi în acea sintagmă, în acea frecvență, în acea paradigmă energo-informațională, iată ce urmează. E o profeție deja făcută harta natală hmm. dacă da. rămâi în frecvența respectivă. Dacă nu, oricând... Dacă să se... în frecvența, oricând. De exemplu, spre exemplu o persoană care înțelege uh, și revenim după publicitate cu zodiile, uh, dacă, de exemplu, înțelegi că, nu știu, ai un viciu și înțelegi de ce nu este bun acel viciu, tu te sustragi practic, tu nici nu mai ești predispus, poate să uite orice astrolog pe harta ta să spună Sigur că, că ai că predispuție da. la viciu Sigur pentru că, da. că tu ai înțeles filozofia acelui viciu, l-ai scos din destinul tău sau acelui defect, tu este ca și că nu mai funcționează astrograma pentru tine pentru că tu ai înțeles. Corect. Corect. Sunt oameni care au scăpat de vicii grele, de defecte incredibile doar pentru că au înțeles. Și atunci, într-adevăr, nu în ca neapărat nu mai e valabilă în totalitate. Doar din acel punct de vedere. Pe ce înseamnă sancțiuni karmice nu mai e valabilă? <laughs> exact. Revenim după publicitate.